Pentru tu singur e foarte, foarte dificil, pentru că nu-ți vezi, n-ai poziție, nu poți să introduci mașina cum ți-ai dori, dar eu astăzi mi face a nu știu câta încercare. De când mă știu, m-am tuns de câteva ori și în continuare o să stabilesc prima dată forma. Dacă vreau crop, o să vreau și un crop, adică porul pe față, dreptorul pe frunte, dar o să vreau să îl aranjez și un pic într-o parte. Și mi-a crescut părul extraordinar de mult. Să vedem dacă reușesc să-i dau o formă. E, și acum o să luăm din volumul ăsta de aici, care e foarte, foarte mare. Prin singura metodă posibilă la îndemână mie. Ia să vedem. Am înțeles că această tunsoare ar semăna cu un Edgar Cut. Știți cum e Edgar Cut? Ia uitați-vă pe net cum e această tunsoare Edgar Cut. Și spuneți-mi dacă vă place. Eu nu vreau Edgar Cut. Eu vreau să am volum aici pe laterale. Și ce aș putea și cum aș putea să tun pe altcineva, dar nu pe mine, pentru că când te tun singur, cum ziceam, nu ai poziție, nu te poți tunde singur, decât foarte, foarte greu. Eu acum folosesc fabrica de filat prung, ca să iau toată, să pot să pierd diferența asta între părul scurt și părul lung. E o tehnică foarte veche pe care frizerii o folosesc de zeci, de zeci de ani. Bineînțeles, ca să văd dacă funcționează sau nu, trebuie să-mi pierd în permanență părul. Oricum se aranjează. Ia să vedem. Clicăm din nou. Acum observați și foarte că o folosesc doar într-o anumită direcție, doar într-un anumit fel, ca să poată să mă ajute să pierd această diferență. Această diferență care de altfel e foarte, foarte greu de pierdut. Extrem de greu de pierdut, mai ales când te tun tu singur. Dacă ai fost să pun pe altcineva, era o jucărie. Era o nimica toată. Permanență să văd cum arată. Captain, să văd dacă s-a putut îmbina partea asta de păr lung, partea asta de păr scurt. Și bineînțeles, voi continua.
încerc. Să găsim cea mai bună poziție pentru forfeca de filat. Și bineînțeles, continuăm. Aici e o mișcare foarte interesantă pe care am descoperit-o. Nu știu dacă puteți să vedeți și voi. O variantă ca să nu vă facem găuri în păr. Să pieptăm din nou aici și o să vedem dacă s-a îmbinat sau nu s-a îmbinat. Lung. Să vedem. Să lucrezi la detalii, este cel mai important. Fără detalii nu poți să ai calitate. Iar când te pun singur, trebuie să fii foarte atent. Și să nu lași niciun detaliu la mai alte plării. Poți să-mi spui cum îți place mai mult, dacă îți place varianta asta, cu părul ridicat în sus, cu volum aici la preton, sau un crop, și anume cu bretonul pe frunte, mai răbășit. Bine am venit în 2023. Ia să vedem.
Oare asta e o variantă bună? Lasă-te tuns de frizerul tău, nu de tine, pentru că există foarte multe lucruri pe care nu le știi despre frizerie. Sunt foarte multe detalii care se pare că nu o să-ți iasă. Am întâlnit cursanți de-ai mei care tundeau de 7 ani de zile acasă și, din păcate, când au venit la mine și au dat seama că știau extrem de puține lucruri, dar eu le-am dat foarte multe informații ca să își optimizeze tunsul, să obțină foarte multă calitate, o calitate înaltă a tunsurilor lor și, bineînțeles, asta am făcut-o folosindu-mă de anumite puncte de reper, anumite direcții ale mașinii, anumite poziții în care ținem mașina. Știu că pe internet arată foarte, că e foarte simplu și poți introduce mașina atât de simplu, atât de ușor, dar în realitate trebuie să ai niște puncte de reper foarte clare, foarte bine definite. De asta, în cele 20 de cursuri de la Westcat Academy, îți voi prezenta, bineînțeles, și în videoclipurile următoare, cum poți să faci progrese optimizat, adică folosindu-te de niște puncte de reper, cât se poate de simplu, și în rest vom munci împreună la cursul 1 la 1 din cele 20 de cursuri de frizerie pe care le avem de perfecționare.